Dragi săgetători, bine ați venit la horoscopul lunii aprilie, unde veți avea activitate pe câteva planuri. În primul rând, vi se pregătește ceva, și anume, peste exact o lună, în zodia voastră, la sfârșit de lună mai, va fi o lună plină. Acum, luna plină este într-un sector al frământărilor voastre interioare. Este o perioadă puternic emoțională pentru voi. În sufletul vostru, și nu de azi de ieri, poate de câteva luni bune, e un tumult acolo, parcă e o mare învolburată, o apă învolburată, o mare cu valuri, uite așa, și dacă am zis valuri, e foarte probabil valurile astea să formeze și furtuni. Dar și furtunile astea emoționale, sau mai bine zis emoțiile, pot fi de două feluri. Emoții de alea foarte plăcute, fericire, beatitudine, iubire, îndrăgostire și toate celelalte, sau emoții de alea, trag, frică, emoție de aia, de negativă, într-un fel sau altul. Depinde, fiecare prin ce treceți, că e un plin sezon al eclipselor și care eclipse clar că vă vizează și pe voi, pe anumite planuri. Din multe puncte de vedere, este un moment în care porniți un drum nou, sunteți pregătit de un mare nou început. Probabil odată cu luna nouă care se produce în Berbec și despre care vă vorbi imediat că se va resimți pe un anumit plan. Dar nu e doar o lună nouă, este și o eclipsă la lună nouă, adică o eclipsă de soare. O pasiune nouă se naște în viața voastră, o iubire nouă, inclusiv din punct de vedere sentimental. Ceva drag vouă, hai, poate să nu ne referim doar la iubire, o să vorbim despre iubire imediat, dar ceva drag vouă apare la orizont. Răsare un soare, din multe puncte de vedere, dar e un soare diferit decât cel înainte. Un chef nou de viață, o cale nouă de mers, un eu al vostru nou născut. Poate tocmai ați luat o decizie majoră zilele trecute, lunile trecute, în care ați zis, gata, vreau o mare schimbare, vreau să mă apuc de cutare, vreau să nu mai fiu eu cel de ieri, vreau să mă schimb cel de odinioară, pentru că zona trecutului pentru voi este foarte încărcată. De câteva luni bune, dar putem spune chiar de un an. Și posibil să continue pentru mulți această transformare a trecutului. Dar într-o zi, transformarea asta se va termina, pentru unii de ce nu s-a terminat și acum se văd roadele, și veți ieși din alambicul ăla al transformării, diferit decât cel de odinioară. De aia energia peștilor înseamnă acolo unde se produc foarte multe furtuni în perioada asta, hai să terminăm construcția asta, etapa asta de viață, etapa asta karmică, ceva din ce duci după tine de o viață întreagă, hai să o terminăm, hai să o clarificăm, hai să o vindecăm, hai să o dăm la gunoi, ceva se termină ca să ne apucăm de ceva nou. Iar unii vă apucați acum de ceva nou. Odată cu eclipsa de soare din Berbec. Energia Berbecului înseamnă un nou început, o cale nouă, o primăvară nouă în viața voastră, un răsărit de soare în viața voastră. Și puteți spune că răsare. Pe undeva, într-un anumit plan al vieții, răsare soarele. Pentru unii, un soare profesional nou, pentru alții, o relație nouă. Așa că hai să vorbim despre iubire, dacă tot am amintit despre relații. Zona iubirii pentru voi este acoperită de Berbec. Și e perioada aia din an când se aglomerează zona Berbecului foarte tare. Cele mai multe evenimente au loc în Berbec. O grămadă de planete pe aici. Soarele, Venus, Marte, Mercur, luna nouă în Berbec, eclipsa de soare în Berbec, nodul nord în Berbec, conjuncții în Berbec și pot continua așa mult și bine. Deci câte se întâmplă în sufletul vostru? Zona relațiilor, dar și zona sufletului este foarte activată, care este acoperită de pești și pe unde februarie, martie, ba chiar și aprilie, e acel tsunami de care vă ziceam. Niște ape, uite așa, se mișcă în sufletul vostru. Ape plăcute, ape tulburi, ape care n-au fost încă sedimentate, e nevoie de un pic de curățenie în sufletul vostru, exact ce v-am spus anterior, să închideți niște capitole, să iertați, să uitați, să vindecați, să treceți mai departe, ce a fost, a fost, eu pornesc într-o altă direcție. Și unii sunteți într-un astfel de moment de
punct și de la capăt, de noi începuturi, iubiri noi, cunoștințe noi, personaje noi, decizii majore de destin. Cu atât mai mult că eclipsă într-un sector al iubirii înseamnă că își bagă coada sau amprenta, își lasă amprenta destinul, predestinarea. Este nodul nord implicat acolo, iar nodul nord va avea și în martie, și în aprilie, ba chiar și în mai, va avea conjuncții cu toate planetele personale care vor trece pe aici prin berbec. Deja cu Mercur s-a întâlnit în martie, luna asta se întâlnește cu alte trei planete, inclusiv eclipsa de pe 8 aprilie, iar luna viitoare va mai veni și Marte. Deci oricare din aceste conjuncții cu nodul nord pot genera evenimente de destin majore. Întâlniri predestinate, iubiri predestinate, parteneri karmici, suflete pereche, căi noi de mers. Îndrumarea voastră așa un pic din planul 2, pentru că în unele cazuri nu se produce acum întâlnirea. Mama, am trecut pe cărare și m-am întâlnit cu făt frumos la drum de seară. Nu e obligatoriu. E posibil pentru unii să se întâmple niște lucruri așa în planul 2 al vieții, nici nu se văd aceste lucruri. Se creează condițiile unei întâlniri majore, unui eveniment major, poate să se producă și peste 6 luni. Poate să se producă și peste un an. Probabil nici nu contează când se produc, dar se întâmplă undeva, nu le vedeți. Are grijă cineva acolo sus să se întâmple, ca într-o zi să le culegeți de pe cărarea voastră. Ciupercuțele astea n-au ieșit pentru unii. Vor ieși, dar cineva le plantează pe acolo ca într-o zi să le culegeți voi în plan sentimental. Și pentru unii chiar așa în planul 2, cum spuneam, că de-aia este o eclipsă, ceva ascuns, ceva încă nevăzut, pentru unii duce la reală fericire, la o viață nouă din punct de vedere sentimental, la o iubire care vă împlinește, la o iubire care va ieși la lumină la un moment dat, că deocamdată e așa foarte ciudată. Pentru că unii poate n-ați terminat cu trecutul, poate unii n-ați ieșit din niște lucruri din urmă, și până nu le rezolvați pe alea, nu se deschide calea cea nouă. Știți cum este? Uneori universul le așează în așa fel încât noi nu prea avem control. Cel puțin aici există și o doză de liber arbitru, că e vorba de berbec, care înseamnă voința mea, eu decid lucrul ăsta. Dar e nodul nord care e mai mult decât liberul arbitru, este decizie divină. Amprenta predestinării, trebuie să se întâmple niște lucruri. O iubire care trebuie să se întâmple, un eveniment care trebuie să se întâmple, o situație prin care trebuie să treceți, importantă pentru viața voastră sentimentală, dar benefică. Toată nebunia asta din berbec va continua și în lunile viitoare. Mercur va mai sta acolo până în mai, Marte va sta acolo până în iunie, deci o să fie activitatea, nu o să vă plictisiți din punct de vedere sentimental. Dar și planetele astea, ele între ele se întâlnesc. Conjuncție Soare-Mercur, conjuncție Venus-Mercur, acolo, care toate pot aduce decizii importante, iubiri importante, emoții puternice, profunde, noutăți, schimbări, alegeri, personaje noi, evenimente de familie, cum se întâmplă multe și în zona familiei, în strânsă legătură și cu zona iubirii, căsătorie, întemeierea unei familii, conceperea unui copil, decizia de a avea un copil, întâlnirea unui potențial partener de viață, poate e pe acolo, încă nici măcar nu s-a legat relația, dar e cel cu care într-o zi veți forma o astfel de relație. Gen, v-a schimbat jobul, e un exemplu, v-a schimbat jobul, sunteți singuri, dar acolo, în birou de alături, este cineva pe care abia acolo cunoașteți, schimbați două vorbe. Dar într-o zi, de-aia am zis că se lucrează în spatele cortinei așa, într-o zi cei doi se vor întâlni la o țigară pe hol și se creează declicul. De-aia zic că e ceva în spate, în umbră, în penumbră, nici măcar nu știți, nu puteți controla că alții lucrează pentru voi. Adică un joc al universului la urmă urmei. Pentru unii se prefigurează la orizont viitoarea familie, viitoarea căsătorie. Poate chiar aveți pe cineva
în viața voastră. Nu e vorba doar de cei singuri. Zic de cei singuri care caută. Dar și cei care aveți pe cineva, se întâmplă niște lucruri minunate acolo în doi. Hotărâți să vă căsătoriți, hotărâți să aveți un copil, concepeți un copil, apare un copil, se naște un copil. Vă cumpărați o casă, evenimente de astea în doi care vă leagă, vă unesc, vă creează cuibul, vă creează comuniunea, conexiunea mai puternică, se stabilizează ceva, se clarifică ceva, se face lumină, vedeți viața sentimentală din alt punct de vedere. E mai frumoasă, plus că e loc să vă îndrăgostiți. Intră Venus acolo. Dar Venus în berbec poate fi un pic mai curajoasă decât de obicei. Încât e foarte probabil, cel puțin pentru femei, să fie nevoie din partea voastră de inițiativă. Voi să fiți cele care inițiază o discuție. Voi să invitați pe cineva la o cafea. Voi să dați primele un telefon. Posibil să fie nevoie și de așa de depășirea timidității, depășirea unor concepții limitative, cum să invite un bărbat la o cafea. De ce nu? Cu atât mai mult că acest Venus care intră în berbec va forma la un moment dat și un sextil cu Pluto, care este într-un sector relațional al întâlnirilor. Și cum Pluto s-ar putea să vă aducă alt gen de oameni decât ce ați avut înainte, unii, sau mai bine zis, unele, poate, deși nu poate, e vorba și de bărbați aici, unii ziceți, măi, e altfel de om decât am cunoscut, e special, nu trebuie să ratezi ocazia. Există o doză de unicat ce se întâmplă acum. Gândiți-vă că această eclipsă de pe axa berbecului cu nodul nord acolo, care înseamnă sensul vieții, nu s-a mai produs de 18 ani. Deci rar. Gândiți-vă, acum 18 ani ați trecut printr-o mare întâlnire, mare iubire, mare situație. Că sigur că poate veni și cu turbulențe și cu emoții mai mari ca oricât. E ceva la maximum. Asta mi inspiră mie energia de acum. E ceva rar pe care nu-l trăiești în fiecare zi. Nu o iubire oarecare, nu un flirt oarecare, nu o ieșire la cafea oarecare. Chestii de astea care vă pot marca, vă pot schimba viața, vă pot schimba comportamentul, vă veți vedea pe voi altfel, vă vede cineva altfel, ieșiți din eclipsă, de ce nu? Cade lumina pe voi altfel, o schimbare la față, la voi. V-ați îndrăgostit, să zicem, sau vă îndrăgostiți. Și dragostea asta vă transformă. Vă face mai curajoși, vă face mai frumoși, vă schimbați lucrul, vă duceți la sală, slăbiți 30 de kilograme. E ceva atât de motivant ce se întâmplă acolo din punct de vedere sentimental, încât sunteți pregătiți să faceți niște schimbări la voi, la viața voastră, la țara voastră. Sunteți gata să vă schimbați țara, sunteți gata să vă schimbați, nu știu, mentalitatea de dragul acestei ocazii sentimentale care s-ar putea să se ivească. Ziceți, ăsta e, predestinatul, alesul, căutatul. Mult așteptatul, evident, pentru unii. Altfel și cei care sunteți în niște relații puteți trăi evenimente wow, care nu se produc decât odată la 18 ani, gândiți-vă la lucrul ăsta. Concepeți un copil, cum am zis, nunta, mutarea, revenirea acasă în cazul în care ați fost prin lume, plecarea în altă țară în cazul în care el e în altă parte a lumii. Decizii de astea care vă schimbă sensul vieții. Sau nu numai că vă schimbă sensul vieții, vă aduc pe sensul vieții. Că până acum ați rătăcit, că până acum ați experimentat, că până acum n-ați mers pe calea, pe cărarea voastră. Ei, acum această combinație cu nodul nord acolo vă aduce pe cărarea dată, din punct de vedere sentimental, la omul care vi se potrivește. Dar nu întotdeauna predestinare, suflet pereche și toate celelalte înseamnă fericire, floricele și petale de trandafir. Nu e obligatoriu. Sigur că pot veni cu teste, pot veni cu lecții, pot veni cu probe. Dar și în cele din urmă cu examenul luat cu brio. În ceea ce privește căsnicia, n-am ce să vă spun, deși am spus deja multe, pentru că în zona cuplului nu se întâmplă nimic, dar iată, sunt evenimentele astea care se produc în zona iubirii, care clar că e legat și de cuplu, dar cum se întâmplă lucruri în plan sentimental, ele s-ar putea să fie punctul de plecare a unor evenimente care se vor produce de prin vară încolo, pentru că din vară Jupiter va intra în zona căsniciei și din momentul ăla vom vorbi despre căsnicie mai mult decât acum. Dar de aia e ceva așa care parcă este
orchestrat de cineva. Întâi etapa asta, închide-o cu trecutul, vindecă-te, schimbă-te, cunoaște, iubește, investește, că vine și căsnicia pentru cei care sunteți încă pe drum. Altfel, pentru unele căsnicii, faptul că dona căsniciei este guvernată de Mercur, Mercur în această perioadă este retrograd, în berbec, acolo în dona iubirii. Unele lucruri trebuie spuse, unele lucruri trebuie respuse, unele lucruri trebuie regândite, privite dintr-o altă perspectivă, trebuie explicate, mai ales cuvinte aruncate aiurea, ce ai vrut să spui, poate răni care s-au produs, poate conflicte, certuri, poate fi o perioadă în care puteți rezolva ceva din trecut, stând față în față, discutând, exprimându-vă fiecare ce aveți acolo pe suflet. Parcă energia peștilor v-a interiorizat foarte tare, foarte probabil să nu fi spus multe lucruri, să fi ținut în voi, să fie frustrări acolo, să fie niște nefericiri care trebuie exprimate cu mult curaj și vă poate ajuta acest Mercur să scoateți la lumină ce e acolo, plus o eclipsă care tot asta înseamnă, lumină, întuneric, lumină. Trebuie discutat ceva cu cărțile pe masă, cu adevărul în vârf de băț. Că mulți aveți sau sunteți așa într-o zonă de aia de oare, de îndoială, de suspiciune, de ce nu și chestii de astea, gelozie, oare nu cumva mă trădează, oare nu cumva, chestii de astea care vă pun sufletul pe jărate și de aia trebuie explicate, discutate. Ce ai vrut să spui? Sau mici reproșuri, sau vă aduceți aminte niște lucruri care n-au fost duse la îndeplinire și hai să le facem acum. E un reminder așa pe care vi-l trimite Universul cu acest Mercur retrograd. Ia mai ia tu odată tema aia din căsnicie, din cuplu, din plan sentimental și mai fă odată. Mai discutați odată, mai clarificați odată, mai încearcă odată, mai trage un los. Că poate schimb ceva sau poate între timp ai mai învățat ceva. Și acum vei ști ce ai de făcut dacă data trecută ceva n-a funcționat. Deci Mercur retrograd vă poate ajuta să vă exprimați ce vă doriți, dorințele pe care poate le-ați înnăbușit acolo de multe ori. Nu zic, mai bine nu zic decât să explodeze iar bomba, decât să ne certăm iar, mai bine, tac. E, poate că trebuie spuse. Și asta vă ajută și eclipsa. Și eclipsa de lună, care a fost în luna martie, și eclipsa de soare care se produce într-un sector al iubirii, care spune, scoate la lumină. Scoate la lumină, schimbă ceva, integrează, înțelege, acceptă și treci mai departe. Pe o altă etapă a vieții în doi. Hai să vedeți cum stați din punct de vedere profesional. Că și acolo, wow! Zona iubirii, zona familiei, dar și zona profesională sunt în centrul atenției pentru voi. Zona locului de muncă pentru voi este acoperită de Taur, pe unde dacă ați văzut astrodrama lunii aprilie, ba chiar și toate filmele anului 2024, momente de top, horoscopul anului 2024, cu siguranță ați auzit de marea conjuncție dintre Jupiter și Uranus, din Taur. Unicat în viață. A mai avut loc undeva prin 1941, dar nu cred eu că erați angajați în 1941. Dar prin raritate, prin intensitate, prin importanță, vă poate trece printr-o mare probă de natură profesională. Cele două planete care se întâlnesc acolo sunt energia revoluției, schimbării, eliberării, independenței, urmării unui vis, urmării căi proprii, a descoperirii unui talent, a unei priceperi, de unde poate începe ceva nou. Se vor aduna și planete în acest sector, în Taur, luna viitoare va fi și o lună nouă în Taur, dar conjuncția asta e o bombă. Stați pe un butoi cu pulbere. Da, depinde de bombă, nu? Poate fi o bombă eliberatoare, să plecați într-un loc, să schimbați macazul, să începeți un capitol nou de viață din punct de vedere profesional, o meserie nouă. Și cum e vorba de două planete de schimbare,
Pentru mulți poate fi momentul pornirii pe cont propriu, unei afaceri, de ce nu? Și Pluto a intrat în vărsător și vărsătorul poate să însemne și zona business-urilor, a afacerilor productive, comerciale, servicii, nu contează. Dar dacă ați descoperit sau poate acum descoperiți că aveți un talent, o pricepere, ori în zona artistică, ori în zona dexterității manuale, ori vă pricepeți la ceva, aveți o meserie care poate n-a fost practicată până acum, cine știe dacă unii n-o puneți de la capul listei, din josul listei, o puneți în vârful listei. Gen, cu atât mai mult că este și trecutul foarte zgândărit în perioada asta, gen, ați avut în tinerețe, vă pricepeați să faceți ceva. Pictați foarte frumos. Dar între timp ați devenit economist. Nici o treabă una cu alta. Dar uite așa, dintr-o dată, dintr-o pasiune, dintr-o atracție, dintr-o chemare, pictați din ce în ce mai mult, sunteți apreciat, cineva vă remarcă, vi se vinde un tablou. Uite așa, o reconfigurare de traseu, încât vă dați seama că pasiunea aia care era la capul listei, în jos, mai urcă, îi oferiți din ce în ce mai mult timp, din ce în ce mai multe resurse, vă faceți din ce în ce mai multă atenție acordați acestei pasiuni. Ori o pasiune veche, reactivată, poate chiar un hobby, ori una nouă, pe care acum, din ce în ce mai mult, îi dați apă la moară, o alimentați, investiți în ea, că poate e vorba și de un curs, tocmai v-ați înscris la un curs de unghii cu gel. Uite așa v-a venit și nu știți de ce, deși voi n-aveți nicio treabă cu domeniul. Și vă duce și vă place și vă atrage și vă pricepeți. Și ziceți, măi, de ce m-a apucat pe mine pasiunea asta pentru unghii? Pentru că vă spuneam că universul lucrează în planul 2 pe care noi nu-l vedem. Și vă pregătește ca într-o zi, cine știe, independență, cabinetul propriu, salonul propriu, afacerea proprie, SRL-ul vostru, dacă nu chiar acum. Unii sunteți pregătiți să vă urmați un vis, mai ales cei care v-ați creat până acum strategia, ați făcut ceva în direcția asta. În ultimii ani poate ați învățat lucrul ăla, cursul de unghii, de exemplu, l-ați făcut deja, dar nu venise momentul. N-ați avut banii necesari, n-ați avut curajul necesar, n-ați avut declicul necesar, nu l-ați avut pe Uranus și pe Jupiter să vă dea șutul. Și poate să-i șutul, declicul, să deschide ușa, ideea. Este o perioadă cu multă inspirație, inclusiv inspirație divină, cum spuneam, dar mai ales în strânsă legătură cu visele noastre. Că dacă aveți un vis, cine știe de când, din tinerețe, din copilărie, de acum mulți ani, 13, 14, 15 ani, ziceți, măi, eu îl materializez, eu mă apuc să fac lucrul ăla. Nu știu ce iese din chestia asta, dar mă atrage, dar îi acord din ce în ce mai mult loc și timp în spațiul meu, în viața mea. Lumea apreciază, lumea cumpără, lumea întreabă, e loc pentru ceea ce știu eu să fac. Deja mi-am creat o clientelă, deja poate chiar unii deschideți un magazin, un cabinet, un atelier, o cofetărie, ceva de genul. Și din ce în ce, cu pași mici, așa, nu e boom dintr-o dată, dar vă dați seama că ar putea ieși ceva din povestea asta. Cine nu investește, cine nu bagă resurse întâi, nu câștigă. Poate fi un semn al prosperității, dar în perspectivă, poate chiar și luna plină de zilele trecute, din martie, v-a generat așa, v-a deschis o fereastră către viitor și v-ați dat seama că fereastra asta spre viitor e un potențial. Undeva acolo, departe, e un castel pe care îl puteți voi clădi, atinge. Dar de undeva trebuie să porniți aventura către castelul ăla. Și poate fi acum momentul, v-am spus că vi se umple o cupă nouă, ceva nou, vă umple sufletul. Și de aia probabil e vorba de împlinirea unui vis al inimii, al sufletului, o dorință, ceva dorit. Nu că trebuie, nu că n-am încotro, nu e o chestie care am rămas fără job și eu încotro iau. De când îmi doresc eu lucrul ăsta?
și vă dă universul șutul. Sau vă creează premizele, auspiciile, condițiile. Da, uneori condițiile pot părea neplăcute, gen se desfințează postul. Vai de mine, am rămas șomer, am rămas pe... sau urmează să se termine contractul. Și ăla e momentul. Atunci, repede, treci pe macazul celălalt, dacă tot urmează ceva. Că da, poate chiar asta v-a arătat eclipsa de lună din martie. Vezi că urmează o mare schimbare în viața ta, dar nu pierde vremea până atunci. Până atunci creează-ți planul de rezervă. Până atunci pregătește-ți ce vrei tu să faci. Și unii poate asta faceți de ceva vreme sau acum începeți să o faceți. Cursul, primii pași, înființați firma, căutați cabinetul, vă specializați, faceți magazinul virtual, niște mici pași, măcar primii, vorba aia. Și după aia veți vedea unde mergeți. Dar sună promițător, spirit întreprinzător, independență, potențial de câștig financiar, vise mărețe, ștachetă sus, idealuri. Și cum sunteți o zodie idealistă, visătoare, visele voastre se pot materializa, mergând pe calea lor, evident. Nu vine nimeni să ne rezolve nouă visele, așa este, să facă, uite așa, cu bagheta magică și castelul ăla s-a ridicat. Voi puteți ridica acel castel și care e castel de împlinire, de satisfacție, de prosperitate, de ce vreți voi, profesional, financiar, dar de undeva trebuie să porniți. Și acum ar putea fi momentul. Și dacă tot am zis de financiar, zona banilor pentru voi este complet lipsită de activitate, nicio planetă în zona Capricornului, dar conjuncția asta între Jupiter și Uranus are iz financiar și este în strânsă legătură cu munca. Munca voastră se reconfigurează, repornește sau cine știe ce o fi acolo, cu perspective financiare, wow, dar trebuie să vă țineți, dar e chestie de încăpățânare acolo, dar e chestie de, da, de încăpățânare, ăsta e cuvântul, de insistență, de ambiție, nu mă las. Da, pot fi, faptul că este Mercur retrograd, posibil începutul să fie anevoios, cu frâna trasă un pic, ba, cu un pas înapoi, cine știe, mai aveți treburi de rezolvat, n-am timp, n-am bani, n-am niște resurse, sunt un pic de deficitare. Și de-aia e posibil unii să nu vă iasă din prima, vorba aia. Sau să... Acum, la început, e mai greu. Dar după ce veți trece de zona asta de pornire, probabil o să meargă strună noua mașinărie. De aceea, la capitolul bani, cred că e mai degrabă o perioadă de grijă, de preocupare, de atenție. Mai aveți și niște datorii de rezolvat și cum unii poate vreți să faceți niște noutăți de natură profesională, clar că acolo e vorba de bani. Poate sunteți într-o perioadă de economii, de restricționări, de ținut un pic bani acolo, cu gândul că, măi, dar dacă o să am nevoie de bani ăștia? Poate se ivesc acolo niște dorințe. Mamă, ce mi-aș cumpăra eu mașina asta? Dar ceva vă spune, măi, mașină sau îmi încep afacerea asta, sau îmi deschid cabinetul, sau fac cursul ăsta, sau... S-ar putea unii să fiți puși într-o situație de asta și o să cântăriți ce e mai profitabil, ce e mai rentabil. Ce merită, cu alte cuvinte? Banul ăsta, ce fac cu el? Așa sau așa? Dar uite, mai bine investesc într-un viitor. Parcă la voi e chestia aia de pun un bănuț acum, că bănuțul ăsta în viitor va da roade, pui. Nu l-am dat și dus este pe ceva dulce de moment, pe un gust plăcut că mi-am cumpărat ceva. Vă gândiți din leuțul ăsta cum fac eu 100 în viitor? Investiți. Investiți în voi, în cunoștințele voastre, informațiile voastre, în experiența voastră, în a deveni din ce în ce mai bun, în upgradarea voastră, școală, curs, calificare, specializare, ce-o fi acolo, recalificare. Dar viitorul sună bine, asta e important, că deciziile pe care le luați acum sunt viabile, sunt profitabile, doar că scubătaie lungă, cer răbdare. Răbdare și adunare, ban pe ban, acolo. Dar și o perioadă de grijă, cu mare grijă. Că nu uitați că totuși Jupiter și Uranus sunt și un element de
amplificare, i-aș spune chiar abuz, exces. Sub magia începutului, mulți puteți face și greșeli. În loc să porniți cu o mașină pentru transporturi, marfă, cumpărați 5 mașini dintr-o lovitură și stați cu 3 mașini pe margine. Deci luați-o din aproape în aproape. Iau o mașină, merge, o iau pe a doua, merge, iau pe a treia. Deci nu vă întindeți. Posibil să fie și asta Jupiter în conjuncție cu Uranus. Dau lovitura. Deschid un magazin de 100 de metri pătrați. Nu trebuie de 100 de metri pătrați. Deschide unul de 20 de metri pătrați. Și pe urmă te extinzi tu, te crești tu. Sau alții poate aveți deja niște activități pe rol și asta poate fi perioada de extindere. Da, aici da. Vă puteți gândi cum puteți să mai faceți un etaj la magazinul ăsta, să mai deschideți un punct de lucru. Poate fi și asta de diversificare, de lărgirea spațiului, de diversificare a paletei, de servicii, de exemplu, mai învățați ceva, între timp am făcut nu știu ce curs, m-am specializat în unghii, nu știu cum, pun acolo în lista de servicii, deci unii, e un surplus acolo, e o plus valoare la ceva din ceea ce ați făcut cândva. Că unii, cine știe de când vă pregătiți terenul în direcția asta, poate de ani, de zile, Uranus în Taur și Uranus mai stă vreo 2 ani în Taur. Încă cine știe, în vreo 2 ani de acum încolo vă mai vin idei. Că sunteți un om cu idei, sunteți un om cu creativitate, iar acum creativitatea duduie la voi. Acolo în berbec e zona creativității pentru voi. Acum voi aveți curajul să vă puneți toate talentele la treabă. Nici nu știți ce preocupări noi, ce calități noi descoperiți la voi, ce activități noi încercați. Și vă place și vă pricepeți și o să le duceți mai departe. Ascultați-vă sau puneți-vă, mai bine zis, valorificați-vă această fantastică și creativitate și imaginație și inspirație și mai aveți și energie, putere de muncă, cu alte cuvinte. Deci ăsta e momentul să puneți în prim plan cine sunteți, ce vreți, să vă urmați visele, că pot da roade, dar multe încep cu efort, cu investiție și mult curaj de a porni pe aceste căi. Și vă doresc noroc și succes!